M-am reîntors cu forțe proaspete pentru voi. Ca de fiecare dată, doar că de data asta iar stau pe jos ca un îngrămădit ce sunt. Așa că, după cum vedeți, am în limba portugheză absolut toate astea și mi-a spus foarte mult dintre voi că să intru pe Rico. Dacă ați văzut episodul de dimineață de la ora 10, vă recomand să vă uitați, pentru că am dat pe Rico și să dau la Gadget. Unde-i bossule la Gadget? Ah, ok. Am ieșit, am văzut. Am văzut. Dar în portugheză, acel cuvânt înseamnă sar. Eu știu că asta înseamnă. Așa că o să dau înapoi pe română. Pe română sau pe engleză, cel mai bine, pentru că după aia o să arăt prostii pe aici și nu vreau. Ok. Da, interesant. Hai să vedem noi ce avem pe shop aici. Avem un free box. Hai să-l deschidem. Bam, coins, surge și broc, ok. Pe shop, nu mai avem, mai foarte mișto skin-urile astea. Hai, vedem, vreau să vă zic că am reușit să fac acest dată așa, îmi pare rău, nu joc acum. La rewards am reușit să fac tier 52, mi se pare foarte tare, avem 100 de gemuri în cap, bine mă de tot. Avem un big box, hai să vedem. Coins, nu ne pică nimic, Ems, Jesse și Bell și la mega box-ul de 51 de taiere. Bă, dar de ce, bă? Eu nu, mie nu mi-a mai căzut ceva din Mega Box de foarte mult timp. Rosa, niște tac în double. Bă, du-te, bă, de aici, băi. A, da. Și avem 18.495 de trofei. Am mai reușit să mai pușez destul de multicel cu Sandy și... Stați așa să vă arăt, ca să vedeți și voi. Acum 10 minute am jucat. Rank 2, rank 7, 2 trofee, 5 trofee, minus 4 trofee și așa mai departe. Tot am jucat în continuu și am vrut să prindem 18.500 de trofee pe video direct ca să vă arăt live direct. 5 trofee ne mai trebuie și facem 18.500 de trofee și asta e, suntem boși de boși. Barosan de barosani. Și asta e tată mort. Na. Am zis că poate le iau, dar uite că nu am reușit să le iau și nici nu vreau să scad în trofee. Vă rog frumos să nu scadă trofee. Să mă duc pe acolo, hai să mă duc pe acolo să văd ce e. Hop, hopa, nebunul care trage cu tunul. Măi, Nani, măi, dar stai cu minte acolo că te trimit la Nani după aia. Știe că sunt aici. Da, știe că sunt aici. Bă, dar m-a luat foame, mă, dar nu înțeleg de ce. Mi-e foame. Adică n-are nicio treabă cu episodul ăsta, dar mi-e foame. Ai de capul meu. Bă, câteodată când mă joc, mă apucă foame, nu știu de voi. Dar pe mine, serios, chiar mă apucă foame câteodată. Pentru că mă concentrez, sau de exemplu când mai stați la școală, știți? Când stăteați în bancă sau vă concentrați, nu așa că vă apucă foame. Nu știu, când stai concentrat pe o anumită chestie, te ia foame la un moment dat. O să stau ascuns pentru că nu vreau să cad în trofee. Și de asta prefer să stau ca un boschetar aici. Hai, tată. Hai, tată. Încă o dată vă reamintesc, următorul brawler pe care vreau să fac de rang 25 va fi Edgar. Și cel mai probabil tot la 3v3 o să joc. Mai mult ca sigur, dar să văd acum ce game mod o să meargă cel mai bine cu Edgar. Ce mi-a dat-o? A, mi-a dat. Ok, măcar am luat locul 3 și am luat 5 trofee, dacă nu mă înșel, și am făcut direct 18.500 de trofee. Nu, 6, bine, bă, dar băiatule. Asta am vrut. Asta am vrut. Mamă, ia, apăsați butonul de like în momentul acesta să vedem dacă prindem ceva de la big box-ul ăsta frumos. O, și eu care am crezut că avem noroc, dar n-am avut noroc. Nu e nicio problemă. Haideți să vă mai arăt ce mai avem noi pe aici, pe Sandy. Deci, o să vreau cu să aduc majoritatea brawlerilor la rank 20. Uite, Colette. Sandy e rank 17. Piper. Bine, mă, uite, mă, cu Bino am jucat. Și e rank 15. Și Barley e rank 15, nu te cred. Păi, dar eu am crezut că nu mai am niciun brawler de rank 15, sincer. Ia, mă, să văd cum joc cu B. Cu toate că am mai jucat parcă cu B și nu prea m-am descurcat, cine știe ce, mai mult pierdeam.
O să văd cum mă descurc. Mam, de ce trebuia să... Mamă, frate! Greu, rău! Hai, tată! Bun. Ok. Nu mai știu ce... Mamă, de când am jucat cu Bi, frate? Nu mai știu ce... Ah, gata, știu ce ultima tare. Gata, gata, mi-am adus aminte. Îl încetinește, da. Mi-am dat seama că era acolo, că știu că era. Bun. Mamă, dacă iau locul 1 cu Bi, sunt bazat pe viață, e nebun la cap. No, nu vreau ultimata. Hai, tată! Și acum... Bam! Bine, mă, locul 1, nici nu mă așteptam să iau cu Bi locul 1, frate, dar oricum e destul de ușor să faci locul 1 având rank 15 și de asta. Dar ce-mi place mie este că acum reușesc să pușez destul de mult. O să am șanse destul de mari până la rank 20 cu fiecare brawler ca să mai cresc în trofee, dar de acolo probabil o să fie din ce în ce mai greu pentru că v-am zis, îmi doresc foarte mult, dar extraordinar de mult să reușesc, nu, și-a murit, incredibil, să reușesc să ajung la 20.000 de trofee, știți bine? Ok, o să joc tot cu Bi pentru că e rank mic și... Bă, stai bă, că l-am făcut de rank 16, am făcut-o de rank 16. Au, mă doare inima. Da, hai să plec de aici că mă ia, nu am nicio șansă. Mai bine stau în boscheț și asta e. Am mai multe șanse să câștig în boscheț decât să mă duc la atac, adică pe bune. Na, mai spune ceva. Hop, no, stai acolo. Hai, tata. Hai că nu vreau să scad în trofee. Nu vreau să scad în trofee. M-a văzut. Aha. Aha. Ia uite ce fel stă la boschetă reală. La boschetă reală ăsta nebunul care trage cu tunul. Ia uite. Sigur stă pe aici. Că doar na. O, mai suntem doi. Bun! A, ok. Mort! Măcar am reușit să iau locul 2, 8 trofei, am reușit să pușez și asta e bine și mă bucură maxim rău de tot. Ia să vedem câte trofei avem. 18.515. Mamă, ce frumos, de-abia aștept să fac 19.000 de trofei și la 20.000 de trofei o să fie maxim de fericire. Ok, stați așa, Mega Box Quest, nu mai avem nimic. Așa că ne vedem mâine la ora 10 dimineața și la 5 după amiază cu cei mai tare legendari. Salutare!